Slăvirea cea de obște mai înainte de patima ta credințelor. Prelazăre din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule, pentru aceasta și noi, ca pruncii semnele biruinței purtând. În a șasea duminică din postul mare, creștinii au prăznuit floriile, cea mai importantă sărbătoare înainte de învierea Domnului. În acest sens s-a rememorat intrarea lui Isus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orașului și întâmpinat cu frunze de palmier. Duminica Floriilor este și un prilej de a-i sărbători pe cei 1,5 milioane de români care poartă nume de flori. Floriile deschid săptămâna cea mai importantă pentru pregătirile de Paște, așa numita Săptămână Mare sau a Patimilor. Ortodoxii sărbătoresc această zi ca pe una de bucurie, dar cu înțelegerea faptului că zilele ce urmează din Săptămâna Mare sunt unele ale tristeții. Îl vedem pe Hristos imediat după ce l-a înviat pe Lazar în Betania, intrând într-un Ierusalim plin de oameni din toate colțurile Imperiei. Pentru că era o sărbătoare pe care romanii o chemau Floralia. Noi astăzi să zicem Florii. Era o sărbătoare închinată numai florilor. Și de aceea noi astăzi, peste timp, îi cinstim pe cei care poartă numele floare. Acesta însă nu este un obicei creștin. Este un obicei păgân care s-a transmis în tradiție și noi l-am împrumutat. Nu-i lucru rău să servezi un om atunci când o faci cu cumpătare, și o faci cu dragoste, și o faci sub mila și sub grija și sub aripa ogrăditoare a lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă a rânduit ca după săvârșirea Sfintei Liturghii să se sfințească sălcia adusă de credincioși. Ramurile înmugurite reprezintă un simbol al biruinței vieții asupra morții. Bisericile din Medjidie au fost pline de oameni care au venit pentru a înălța o rugăciune. Multă sănătate în primul rând, sărbători fericite și să auzim de bine. Ce cunoașteți, maestre, despre această zi? Că e o zi din partea noastră a românilor care îl iubim pe Iisus Hristos și ne bucurăm de sărbătorile de Paște. Floriile înseamnă floare, toate florile din lume, toate femeile și toți bărbații sănătate, sărbători fericite. Suntem creștini și trebuie să s-o facem cu drag, s-o întâmpinăm cu drag. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazar. În această zi, Iisus Hristos își demonstrează din nou puterile prin săvârșirea minunii prin care l-a înviat pe Lazar la 4 zile de la moarte. După această minune, mulțimile strânse la porțile cetății l-au întâmpinat cu flori și l-au aclamat pe Mântuitor. Intrarea Domnului în Ierusalim marchează ultima săptămână din viața sa pământească. Începe săptămâna patimilor și în toate bisericile se oficiază în fiecare seară deniile, slujbe prin care credincioșii sunt chemați să-L însoțească pe Hristos pe drumul crucii până la moartea și învierea sa.